prezint acum un mascul 100% Etienne Merlin. Are seria 1139093. Porumbel din prima serie. Arată foarte bine, deci chiar foarte bine, închis foarte bine. Braț scurt. Șasa pană, mai pârlită. Ochi galben. Deci tata lui este original Merlin, fiu din Coraz, orfică Montale. Coraz, un zbărător de excepție, locul 2 național Pau, 8 internațional Pau, 52 național Pau, 72 național Saint Vincent, un porumbel cu as. Coraz era scos din porumbei foarte, foarte tare a lui. Și fiică Montale. Montale e cu fiică Asper. Perechea de aur. Iar mama acestui mascul este o femelă reprodusă din doi originali Merlin, deci este reprodusă la mini. Fiul Miss Narbone ori al fiică Montale. Miss Narbone, un porumbel grozav care e scos din locul 2 național Saint Vincent, ori locul 1 internațional Agen și locul 2 provincial Agen. Deci 100% Etienne Merlin. Și arată foarte, 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 foarte frumos. Foarte frumoasă femeie. Uitați cum arată toracele. Nu știu cum să fac ca să vadă bine. Deci, după cum v-am mai spus, sunt foarte, foarte mulțumit de porumbei de la Etienne Merlin. Deci, după porumbei de la Jelema, cei mai buni porumbei sunt de la Merlin. Dar în condițiile în care noi nu zburăm chiar etape foarte lungi, cred că porumbei de la Etienne Merlin sunt cei mai buni la ce zburăm noi. Porumbei de Jelema, într-adevăr, sunt buni pentru porumbei de Berlin, pentru etape foarte lungi, dar după cum se vede, trendul la noi este că să fie cât mai scurt, ca toți porumbeii să facă să facă maratoane. Nu se dorește de către columbofil să zboare etape foarte, foarte lungi. Că la etape foarte, foarte lungi se pierd foarte mulți porumbei și trebuie porumbei grozavi și porumbei sunt scumpi. Deci porumbeii de Merlin, părerea mea, că sunt cei mai buni pentru ceea ce zburăm noi acum.